Un apel disperat la 112 anunța că în satul Ursita din comuna Mironeasa este un copil cu arsuri. Părinții săi au dat foc la niște gunoaie, iar o pală de vânt a îndepărtat flacăra spre hainele copilului care au luat foc. Medicii SMURD au ajuns la fața locului și au acordat copilului primul ajutor. A suferit o arsură prin foc deschis la nivelul unei jumătăți din fețe, pavilion auricular și la nivelul unei dintre mâini. O suprafață cutanată între 3 și 5%, din fericire fără implicarea căilor aeriene, fără arsură de căi aeriene. Pacientul a fost preluat de către echipa elicopterului SMURD, a fost adus în Iași. Copilul a fost adus la Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria. Este internat în unitatea funcțională ARS, iar potrivit medicilor, starea sa este stabilă. Nu necesită internare în secția anestezie terapie intensivă.